Marcel Ciolacu a explicat de ce ținea un tank de bani în sacou în timpul unei conferințe de presă, bani care s-au văzut după ce a scos o notiță din buzunarul interior al hainei. Liderul PSD a mărturisit că nu are portofel și că trebuia să-i restituie șefei de cabinet banii pentru cumpărături online. Fotografia cu momentul de la conferința de presă a devenit virală pe rețelele de socializare. Ați fost viral zilele trecute pe internet. N-am sacou. Pe toate rețelele. N-am sacou și pe colegii mei am anunțat că nu împrumut bani. Și mai vă țineți banii cash la dumneavoastră? Hai să o cunoști pe Iulia, șefa mea de cabinet. Mi-a cumpărat niște produse pe online pentru întreținere stomatologică. Și a plătit cu cardul ei. În drum spre sediu, am oprit cu băieții, mi-am scos banii ca să-i dau Iuliei înapoi. Și n-aveți un portofel? Nu am portofel, nu am unde-mi țin și ochelari. Ca să știți de unde a apărut acel incident. Dar nu împrumut bani.